Seceta și frigul au afectat culturile agricole. Rapița și grâul au avut cel mai mult de suferit. Fermierii calculează deja pagubele și spun că anul acesta producțiile vor fi mult mai mici. În Bărăgan nu a mai plouat de mai bine de o lună și cum nici iarna nu a fost bogată în precipitații, câmpurile s-au uscat, iar pământul a crăpat. Efectul de secetă, în primul rând, după cum observăm, deci am rămânut câteva fire și e uscat, nu are nimic, nu are niciun fel de umiditate în sol. Plantele au nevoie de apă și căldură pentru a se dezvolta. Cum însă în această primăvară n-a plouat deloc, iar noaptea a fost ger, culturile au avut de suferit. Agricultorii încearcă disperat să își salveze recoltele și au pornit puținele sisteme de irigații pe care le au. Irigăm în grâu. E nevoie de apă? E nevoie, că nu vedeți uscătură mare, nu ne-a plouat de atâta timp. Fără irigații ce se întâmplă? Ce? Fără irigații se usucă tot. Nu vedeți că se îngălbenește grâu. E uscat. Bate vântul, s-a uscat tot. Ce să vă mai spune? Secetă totală. Altceva? Și acum încercați să salvați grâu? Căutăm să-l salvăm cât putem. Cât putem. Cu nicica apă care o avem pe aici, pe canal. Cel mai rău este la cultura de rapiță. Aici producția a fost distrusă aproape în totalitate. Din cauza secetei, plantele abia au răsărit. Aici avem rapiță. Din puținele suprafețe de cultura de rapiță care au rămas, deja i s-a dat tija florară și vedeți mărimea acestei tulpini de rapiță, care este cam la 10-15 cm. Și cât trebuia să fie? Păi la ora asta trebuia să fie la o jumătate de metru, dacă nu știu mai bine. Și trebuia să fie înflorită, trebuia să fie, da. Dacă, după cum vedem și aici la rădăcina tulpina ei, deci pământul este uscat, nu are niciun pic de reveneală. Fermierii au semănat și culturile de primăvară, însă fără apă, plantele nu pot încolți. Fermierii au semănat deja porumbul și floarea soarelui, însă, din cauza secetei, semințele nu pot încolți în sol. Pământul, uscat, s-a transformat în praf. Specialiștii spun că pentru a reface rezerva de apă din sol, este nevoie de ploi cu cel puțin 25-30 de litri pe metru pătrat.